Bogdan Lobonț, cel mai bun portar pe care l-a avut România în ultimii 20 de ani, după cum spune primarul Dan Bobăuțanu, a devenit cetățean de onoare al Hunedoarei, orașul în care a crescut și din care a plecat spre fotbalul mare. Titlul a fost conferit cu unanimitate de voturi în cadrul unei ședințe festive a Consiliului Local Hunedoara, care s-a desfășurat sâmbătă 27 mai. Ședință organizată chiar în ziua returului barajului semifinalei, pe care Corvinul, echipa la care s-a lansat Lobonț, l-a jucat acasă la Hunedoara pentru promovarea în Liga a doua. Meci câștigat cu Bistrița spre marea bucurie a suporterilor echipei Corvinul Hunedoara. La ședința festivă a fost prezent și unul dintre antrenorii lui Bogdan Lobonț din perioada junioratului său la Corvinul, domnul Ioan Bucur, alături de reprezentanții ai generației de aur a echipei alb-albastre, cum ar fi Romulus Gabor, Ioan Petcu sau Dorin Nicșa. Bogdan a reprezentat Hunedoara la cel mai înalt nivel posibil. Faptul că el a plecat de la un club important al României, dar poate mai puțin important față de cluburile din capitală, în opinia unora, și a ajuns la cele mai importante cluburi din această lume, jucând, așa cum a zis în filmuleț, în Champions League, reprezintă saltul de la Hunedoara către Champions League. Reprezintă acea sintagmă: este posibil să atingi stelele cu mâna. El a atins stelele cu mâna și cred că imboldul acesta pentru copiii Hunedoarei. Sunt mândru că am participat și eu la creșterea lui și, în primul rând, cred că și om. Asta e cel mai important. Îi doresc multă sănătate familiei și baftă în continuare, cum zicea și Ando, să ajungă și un mare antrenor. Pentru Bogdan Lobonț, conferirea titlului de cetățean de onoare a fost extrem de emoționantă, aproape până la lacrimi. E dificil puțin, pentru că văd atâtea persoane minunate aici în sală care și-au pus amprenta asupra a ceea ce sunt. În primul rând ca om, apoi ca și sportiv, ca și atlet. Vreau să mulțumesc tuturor și apreciez foarte mult energia, timpul, răbdarea pe care le-a spus în acest proiect pe care ați avut-o cu mine și pe care ați folosit-o cu mine. Și toată munca voastră a făcut ca eu să fiu persoana care sunt astăzi. Și acest titlu de cetățean de onoare, în mare parte, se datorează dumneavoastră. După masă, alt eveniment important pentru hunedoreni, returul barajului semifinalei pe care Corvinul, echipa la care s-a lansat Lobonț, l-a jucat acasă la Hunedoara pentru promovarea în Liga a doua. Meci câștigat cu 2-1 în fața Gloriei Bistrița spre marea bucurie a suporterilor echipei Corvinul Hunedoara și la care lovitura de începere în fața unei audiențe record a dat-o chiar Bogdan Lobonț. Pop, mare atenție la această fază, șutul lui Abulci este 1-0 pentru Gloria Bistrița, gol marcat de Adam Abul după acea minge respinsă greșit de către Ionuț Pop, cred, inițial. Așa, Alexandru Neacșa în combinație cu Antonio Bradu, în careu, șutul lui Bradu, Primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobăuțanu, și-a reafirmat sprijinul pentru echipă, acesta ca și întreaga suflare corvinistă, de altfel fiind convins că echipa va promova în Liga a doua.